este purtătoare a unui virus important, dar care nu-i făcea viața rea. Tip B. Bun. Aș vrea să-mi permiteți să fac niște completări, să sistematizăm puțin problema. Vă rog. Păi, ea se știa că are acest tip virus, este infectată de 7 ani, deci știa de când a avut. Așa. Bun. A devenit manifest în momentul când a scăzut imunitatea, apropo de ceea ce spunea doamna. Și atunci a apărut boala ca atare. Dar asta este în urmă cu vreo câteva luni doar. Numai o secundă. Ei sunt de 2 ani împreună. Vreau să vă spun că acest virus B și C, acestea sunt tipuri oncogene, care pot să dea, așa cum vă spuneam înainte, acest cancer prin integrare în genomul hepatocelular, adică tocmai în materialul genetic. Aici este problema. Și de asta prezența acestuia determină foarte clar cancerul. Da. Bun. Deci, mă rog, este și un ghinion teribil, dar este și o explicație... Nu e un ghinion. Cred că medicală. Foarte important este, apropo și de imunitate, ce am discutat pe acum, că această vaccinare, despre care dumneavoastră vedeți că și în ziua de astăzi se întâmplă atâtea și atâtea lucruri și cu alte componente legate de patologia noastră a omului, asta trebuie făcută la nou născut. Vaccinarea. Da, dar nu ține o viață. Este unul dintre elementele esențiale. Domn profesor, nu ține o viață această vaccinare. Mie mi-au ieșit toată niște analize greșit exact de hepatita B. Bineînțeles că le-am refăcut și erau greșite, dar până mi-a venit rezultatul că nu stai bine, nu stai bine deloc psihic, până mi-a venit rezultatul corect, am întrebat medici și mi-au zis, păi, zic, cum să fac hepatita B când eu sunt vaccinată? Păi vaccinul ăla nu ține o viață. Vaccinul trebuie repetat la 5 ani. Depinde de tipul de vaccin, una la mână, în al doilea rând, depinde de tipul de virus. Că, spre exemplu, în cazul acesta, la hepatitele virale, unde există, de fapt, acest rezultat al virusului cu tropism hepatic în cazul de față, vreau să vă spun că există, spre exemplu, infecție cu virus hepatic de tip A, B, C, Delta E și așa mai departe, sau poate să fie, spre exemplu, un virus herpetic. Și ăsta poate să determine problemele pe care le-am discutat. Ei, e obligatoriu să fi luat asta dacă a făcut dragoste cu ea? Asta... Vă rog, lăsați că ajunge și la dragoste. Păi, vedem care e situația. Asta mă interesa pe mine, adică... Deci, în acest context, poate fi unul din aceste tipuri. Dumneavoastră puteți fi vaccinată cu alt tip de virus. Da. Există vaccinuri care, sigur, ele trebuie repetate într-o anumită perioadă. Acum, și așa mai departe, problema mai complexă. Asta trebuie să o rezolve. Adică, în acest interviu, pe care, repet, îl consider absolut senzațional, pentru că lămurește extrem de clar și, din păcate, extrem de crud situația Denisei. Mai spune domnul profesor Inel Popescu faptul că în faza în care Denisa a ajuns la dânsul, nu se mai putea face nimic în cazul ei, în afară de chimioterapie. Sunt alte voci care spun că și chimioterapia era tardivă. Este o formă de tratament ca și radioterapie. Noi știm că ea nu a făcut. Deci familia a hotărât să nu facă. Sau, mă rog, din informațiile pe care le avem, nu a... Sau dacă a făcut, n-a continuat-o. Nu spunea că nu i-a căzut părul și că n-a apărut la acelea. Aș vrea să apoi a apelat la acea procedură de la Viena de embolizare. Despre care înțeleg că nu mai era... Dacă am înțeles eu bine, nu mai era nici aia eficientă. Irinel Popescu a spus că nu mai era cazul de așa ceva. Nu înțeleg, organismul nu a mai suportat regimul. Bine, asta nu știe probabil niciunul dintre noi. Nu a mai suportat ședințele de chimioterapie sau cineva a hotărât să îi le întrerupă. Pentru că, iată, o somitate în materie spune că, domnule, ăsta ar fi fost singurul leac pe care putea să-l încerce. Oria, din câte știu eu, nu a mers pe linia asta până la capăt. Ori nu a mai rezistat, ori cineva a încercat și variantele alternative și atunci s-au oprit celelalte. Cert este că niciun tratament, mă rog, ăsta era singurul, din ce înțeleg, cât de cât eficient, nu a fost dus până la capăt. Aceasta a fost părerea specialistului. Da. Dar să nu uităm că, de fapt, această infecție se tratează de infecționist, iar în momentul când ajungi la domnul profesor Ivi Popescu, atunci te gândești la un tratament chirurgical. Și de transplant, poate. Te-ai dus acolo ca să-ți faci transplant hepatic. Da.
Asta face domnul... Așa este, probabil că ei știau în ce fază este, sau habar n-am de ce au ajuns la domnul... Este o fază finală. Da, deci probabil că trecuseră, ați văzut, spune domn profesor că a trecut pe la marele oncolog Zilinski. Deci este clar de ce au ajuns acolo, probabil că Zilinski le-a spus în ce fază se află boala și le-o fi recomandat, domnule, vedeți dacă se poate face ceva chirurgical. Ceva chirurgical, respectiv, transplant. Transplantul hepatic. Care, din păcate, nu mai putea fi nici acesta accesat. Și revin și întreb, cum naiba, doamne iartă-mă, s-a degradat atât de rapid dintr-o afecțiune care nici nu era afecțiune, era o purtătoare de virus, într-o fază terminală, într-un timp atât de scurt. Totuși, transformările din hepatite B, C în ciroze durează ani de zile, 10 ani, 15 ani, poate dacă ești într-adevăr atent cu tine și apelezi la tratamentul care trebuie. Aici, probabil că vorbim de un an, maxim 2. E o raritate? E un caz des întâlnit? Este problema cancerului, nu, evoluția este o asta. Problemă finală. Da, e adevărat. Noi nu interpretăm că asta s-a făcut mai rapid sau mai încet. Vreau să vă spun că există, apropo de ceea ce spuneați înainte, că există forme de cancer, există și vă spun eu că există forme de cancer care evoluează mai repede sau evoluează în ani. Poate evolua și în câteva luni sau poate evolua, deci, repet, anumite forme de cancer în ani de zile. Da. Aici este toată problema. Tipul acesta de cancer este atipic? Deci la cum a evoluat la această... Asta întrebam, dacă este des întâlnită evoluția asta sau așa? Ca să știe, să știu, nu știu, orice om care e purtător de acest virus să știe ce să facă, nu știu, exact. Se gândească și la alte alternative ca să preîntâmpine o astfel de nenorocire. Această formă pe care am prezentat-o, infecția cu acest tip de virus, este un lucru care se petrece în societate, îl găsim în viață, deci aici nu depinde decât de elementul de imunitate, când pe fondul acestei situații, deci apare boala. De unde și vorba, deci nu există boli, există pacienți. Fiecare...